Și vă arătăm acum satul din Gorj, unde pandemia de COVID-19 nu a schimbat viața oamenilor. Izolarea și distanțarea socială nu sunt acolo o problemă pentru localnici. Este vorba despre satul Blidari, acolo unde mai locuiesc doar 10 suflete. 10 bătrâni singuri, ai căror copii au plecat fie în orașe mari, fie în străinătate, în căutarea unui trai mai bun. În urma lor, la țară au rămas neputincioși bătrânii. Trăiesc izolați de o viață și nici măcar coronavirusul nu a ajuns în satul izolat de lume. Localnicii nici nu se tem de infectare, pentru că rar intră în contact cu alte persoane. În urmă cu 10 ani, în această casă lăsată acum în paragină, locuia o familie cu 3 copii. Bătrânii au murit, iar casa a fost lăsată singură. Nimeni nu mai locuiește aici pentru că bătrânii au plecat la cer, iar tinerii au plecat către orașe în căutarea unui trai mai bun. În satul Blidari, timpul pare că stă pe loc. Pe străzi vezi doar câțiva bătrâni. Oamenii nu se plâng nici de singurătate, nici când sat nu au magazin, școală sau farmacie. Nu este apă, dar în rest, eu știu cum ce să zic. N-aveți magazin aici, înțeleg? N-avem magazin, dar vine șoferul cu pâine. O dată pe săptămână? O dată pe săptămână, da. O dată pe săptămână, că n-avea cine să ia pâine și ne aduce ce ne trebuie. Apoi avem copiii la sadu, că noi stăm la sadu, avem casă, avem apartament, am lucrat la uzină. Și cum e, eu știu, poate pentru bătrânii care nu mai au pe nimeni? Care nu mai au pe nimeni e rău, dar nu prea e nimeni care n-are pe nimeni. Au nepoți, sau... Noi avem și noi o nepoată, da. Nepoata e la Timișoara, la medicină. Mai zicea pe vară că mai vin oameni să mai facă căști pe aici. Veneam unul pe la Bălănești, zicea că... Vine, mai vine niște colegi de-ai lui după în altă țară, i-am spus-o, pentru copii, ca să fie, nu e școală, nu e grădiniță, nu e magazin, nu e prea așa. Dar pentru noi, că suntem bătrâni la pensie, avem și libertate, avem n-avem și... N-avem niciun copil în sat aici, practic. N-avem copil, avem la sadu. Nu, copiii aici nu neapărat ai dumneavoastră și ai alte familii. Au fost înainte, că înainte era copii, dar acum nu mai sunt copii. Nu mai sunt copii, au plecat toți la oraș. Cum e viața aici, în satul Blidari? Înțeleg că mai sunteți o mână de oameni. Bine, bine. Pentru noi, bine. Sunteți izolați. Da, bine. Așa au fost întotdeauna oameni puțini aici în sat? Așa. Oamenii au apă de băut în fântâna de pe uliță, iar mâncarea și-o asigură din ce cultivă. Producem varză, ceapă, astea, fasole, toate treburile astea. Punem în grădină și pe urmă punem pentru iarnă, conservăm sau punem la ladă, că avem porci, avem... Cu animalele, cu grădinăritul? Cu grădinăritul și... Alte activități aici? Alte activități cu sapă, avem vie la deal. Acolo avem vie, avem prin grădină, avem de muncă. Nici coronavirusul nu a ajuns în satul Blidari, iar pandemia de COVID-19 nu le-a schimbat cu nimic viața localnicilor. În satul Blidari pare că timpul a încremenit. Aici mai locuiesc doar 10 suflete, departe de civilizație. Mașini, case lăsate în paragină. Nimeni nu mai vine să vadă ce se întâmplă aici. Sunt bătrâni care trăiesc cu dorul în suflete, dorul de nepoți. Distanțarea nu este o problemă pentru oamenii din satul Blidar, pentru că, vă spuneam, sunt departe de civilizație și rar intră în contact cu cineva. Nu îi sperie nici coronavirusul, pentru că aici virusul SARS-CoV-2 nu a ajuns. Locuiesc doar 10 suflete, iar civilizația este departe de ei. Nu se tem, așa cum spuneam, de virus, pentru că sunt izolați de o viață. Aici nu ne-a afectat cu nimic. Nu ne-a afectat până acum. Noi suntem bătrâni, că suntem la pensie. N-ați avut niciun caz în comună de COVID? N-am avut până acum.
când mergem la oraș, la Târgu Jiu, mergem și noi și purtăm și noi mască. Picia pe acasă nu purtăm, n-am fost nici bolnavi, noi suntem bătrâni. Și acum o mână de oameni mai locuiți aici. Da. 10 oameni. 10 oameni. Exact. Bine, pentru mine. Foarte bine, copiii mi-aduc de toate, eu am pensie. Dar aici nu aveți magazin de unde să mergeți? Ne aduce copilul, vine, ne aduce pâine. Ne aduce un șofer pâine. De câte ori pe săptămână vine mașina cu pâine? Odată, odată așa am zis. Deci odată pe săptămână vine mașina cu pâine? Da. Și vă cumpărați pe o să... Ne aduce copilul mie. Și dacă n-ați avea, doamnă, pe nimeni, ce ați face? Muri și gata. Și așa nu vezi că mă mor oameni. Dar cum e, v-a schimbat viața această pandemie de coronavirus? Cum? Nu știu ce să zic. Ce vine. Dacă v-a schimbat viața sau așa e dintotdeauna, că ei sunteți izolați, înțeleg că n-ați avut niciun caz de COVID. Pe nu. N-a avut nimeni din acest sat COVID. Nu. Drumul către satul Blidari a fost asfaltat recent pentru că, în trecut, iarna și când ploua, era impracticabil și nu se putea ajunge decât cu tractorul. Pe vremuri, în satul Blidari, locuiau aproximativ 100 de persoane.